Aproape 22.000 de lei este amenda pentru 8 petrecăreți care s-au filmat cu un cal la masă în sufragerie. Bărbații din călăraș au făcut live pe Facebook, iar imaginile au devenit virale în scurt timp. Animalul a fost filmat alături de stăpâni, iar din imagini se poate vedea că petrecăreții consumau alcool și ascultau manele. Mai mult, unul dintre bărbați hrănește calul dintr-o franzelă. La un moment dat, unul dintre petrecăreți încearcă să ia cabalina pe umeri, însă cade peste masă, iar ulterior pe podea și animalul peste el. După ce au spart pahare și au convocat distrugeri, bărbații încep să înjure și spun să fie oprită transmisiunea în direct. Polițiștii din Călăraș au transmis printr-un comunicat comunicată de presă că animalul nu a fost agresat și nu a fost supus altor rele tratamente. Polițiștii au identificat pe bărbații care participau la petrecere. Este vorba de 8 bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 46 de ani din Comuna Nana Județul Călăraș. Au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale conform legii 55 per 2020 în valoare de 21.500 de lei.